Mărgea, Dorian Necula cu inius.ro. Domnule ministru, în urma deciziei de a reduce numărul elevilor din clase sau de a mări numărul claselor în școli și licee, cum va asigura Ministerul Educației și Ministerul Sănătății normele sanitare pentru a asigura protecția copiilor împotriva noului coronavirus, ținând cont că sunt școli în marile orașe care învață în 3-2 schimburi? Deci măsura reducerii numărului de elevi în clasă este luată în beneficiu calității educației. În această perioadă de criză sanitară ajută și din perspectiva respectării normelor sanitare. Mă refer și la o distanțare adecvată și la celelalte reguli sanitare care trebuie respectate. Deci nu este o măsură care vine pe contrasens, ci este o măsură care vine să sprijine în această perspectivă. Problema se situează pe următoarele paliere. Din perspectivă financiară, odată ce guvernul a aprobat un plus de 3500 de posturi, tocmai pentru a asigura resursa umană necesară prin creșterea numărului de formațiuni de studiu, mai apoi avem o altă problemă cu resursa umană calificată, capabilă și cel mai greu de rezolvat va fi problema infrastructurii. Pentru că în centrele suprapopulate există într-adevăr școli în care se învață în 2 schimburi și din păcate chiar școli în care se învață în 3 schimburi. Avem în București câteva situații de acest gen.